în această dimineață. Amin? După cum vedeți, noi la biserică nu avem nici brad, nu avem nici decorație, nu avem nici oiesle, nici cruci nu avem, pentru că noi sărbătorim pe Iisus Hristos cel viu. Într-adevăr, ne aducem aminte că a trecut pentru oiesle, a trecut pe la cruce, dar pentru noi El este viu și El va reveni încă o dată. Și pentru aceea suntem noi astăzi aici și asta sărbătorim noi astăzi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Pentru școala biblică în această dimineață era prevăzut alt text, însă având în vedere că este și o binecuvântare de copii în această dimineață, am spus că ar fi prea încărcat pentru noi să auzim așa multe mesaje diferite și oricum de sărbătorile acestea am auzit multe mesaje. Deci am hotărât alt text care este în Luca, capitolul 1, începând cu versetul 5 la versetul 19. Luca 1, 5 la 19. Vestirea nașterii lui Ioan Botezătorul. În zilele lui Irod, împăratul lui Iudei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elizabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elizabeta era ștearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetelui, după obiceiul preoției a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului i s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elizabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicei sale. El îi va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu și în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblare în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să-i gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el." Zaharia i-a zis îngerul: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă?" Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să aduc această veste bună." Amin. Puteți să luați locurile. Titlul pentru această școală biblică în această dimineață, am spus că Dumnezeu își amintește de legământul Lui. Dumnezeu își amintește de legământ. Ce fel de legământ? Era în Psalmul 89 cu 34, promite undeva Dumnezeului David că unul din urmașii lui va avea o împărăție veșnică, care nu se va termina niciodată. Și pregătindu-mă pentru această școală biblică, titlul predicii pur și simplu l-am pus din numele părinților lui Ioan, la care vom discuta mai târziu. Am spus că fac școala biblică în așa fel ca și eu să pregătesc mesajul pentru cel care vine după mine și va predica după mine la binecuvântare. Ca să avem o linie continuă, să avem același mesaj și să nu fie prea obositor pentru noi această dimineață. Dacă stăm și vedem vremea în care s-au întâmplat toate aceste lucruri, era acea vreme intertestamentară, acea vreme, acei 400 de ani de tăcere dumnezeiască după Vechiul Testament, între Vechiul și Noul Testament, și am ales acest text din Luca pentru că cronologic, văzând, Luca începe acest Nou Testament și ne spune câteva evenimente care s-au întâmplat înainte de lucrarea lui Ioan Botezătorul și înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Pentru că celelalte evanghelii sunt multe care încep direct cu Ioan Botezătorul sau direct cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Vremea în care ei trăiau se afla undeva în timpul de 37 până în 4 înainte de Hristos și, așa cum am citit în text, era vremea lui Irod cel Mare.
Irod, care îl vedem și istoria Domnului nostru Iisus Hristos, era, se trăgea undeva din seminția lui Esau și el ca rege, el ca împărat, era un împărat foarte egoist. Pentru că suntem astăzi și la o binecuvântare, el în calitatea lui de părinte și-a ucis toți copiii ca să nu ia tronul. Și totdeauna a avut teama asta în el că cineva va veni după el și va lua lui tronul. De aceea a fost așa și înfricat când i-au dus magii vestea că s-a născut un împărat al iudeilor care îi va lua lui tronul și a încercat să omoare copilul. El totdeauna a purtat frica aceasta în el că cineva va veni după el care îi va lua tronul. N-a fost nici de cum un exemplu pentru poporul lui Israel. N-a fost nici cum exemplu părintesc, dacă putem să spunem așa. Să conduci o țară și tu la bază să ai această mâhnire și această răceală față de Dumnezeu în tine. Și totuși, într-o perioadă ca aceasta, Dumnezeu a pregătit așa frumos calea lui Ioan Botezătorul. În toată istoria lui Iisus Hristos îmi place că Dumnezeu nu îi pregătește doar venirea lui Iisus Hristos în lume, ci pregătește și omul care să pregătească venirea lui Iisus. În versetul 5 spune felul următor. Spune de Zaharia, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Zaharia, care numele lui însuși înseamnă Dumnezeu își aduce aminte, și Elisabeta, care înseamnă jurământul lui Dumnezeu. De aceea și titlul, Dumnezeu își aduce aminte de legământul și de jurământul lui. Zaharia era un preot care spune aici, era din ceata lui Abia. Era mai exact din cea de-a opta ceată, din cele 24 de cete care David le împărțiseră, care să slujească preoții la templu. Adică cu cetele atunci era cum mers la noi astăzi cu schimburi la lucru. Schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3, așa era cu cetele la templu și fiecărui schimb îi venea rândul de a sluji la templu de două ori pe an. Templul era la Ierusalim și perioada de slujire era de la sabat la sabat. Și Zaharia, tatălui Ioan, era preot în templu și sluja în perioada aceasta în templu. Elisabeta, mama lui, și ea era din familie de preoți și era din seminția lui Aron. Deci vedem că amândoi părinți, cât și Zaharia, cât și Elisabeta, erau amândoi din seminția lui Aron și din seminție preotească. Spune despre Elisabeta că ea era ștearpă și pe lângă asta erau amândoi și înaintați în vârstă. Și în vremea aceea nu-i ca astăzi, ca la noi. Nu vrei să ai copii, ok, vrei să fii o femeie de business, vrei să-ți faci afacere, vrei să-ți faci viață, vrei să-ți faci titlul, doctorate, nume, ok, n-ai copii, nu te judecă nimeni, dar în vremea aceea să nu ai copii era o cară, era o rușine. Toți vecinii se uitau la tine și te judecau, de ce tu nu ai copii? Te urmăreau să vadă ceva, dacă găseau ceva în viața ta, un păcat, ai făcut un păcat, ai trăit un păcat în viața ta, ca Dumnezeu te-o blestema și nu s-a dat copii. Pentru că în vremea aceea, în vremea când s-a născut Ioan Botezătorul, fiecare femeie visa după un lucru, ca ea să fie acea una aleasă care să-L nască pe Mesia. Pentru că să știa că una dintre ele va naște pe Mesia. Și pe lângă aceasta, Zaharia și Elisabeta, care erau slujitori la templu, neavând urmași, de fapt copiii lor trebuia în urma lor să slujească și ei la templu, deveneau și ei automat din semânție preotească. Ce-mi place la Zaharia și ce am văzut aici o calitate la Zaharia ca tată este că Zaharia ca preot spune că era neprihănit, dar mai îmi place un lucru, că trăia în vremea lui Irod, știa ce face împăratul, știa cum gândește împăratul și totuși în toată educația lui nu s-a lăsat influențat de împăratul. Într-o vreme în care de sus se dau anumite reguli, legi, fiecare după cum crede el că e bine, tu ca tată, tu ca preot, să știi că vrei voia lui Dumnezeu pentru copiii tăi și nici de cum să nu te alegi influențat de ce se întâmplă la rangurile mai sus. În versetul 6 spune că amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată
toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Zaharia și Elisabeta erau niște părinți neprihăniți și evlavioși, slujeau la templul și spune că erau fără pată și păzeau legile. Deci ei păzeau nu doar legile morale, ci și cele ceremoniale care trebuiau făcute la templu. Erau părinți din acea seminție și ușor când ești părinte din acea seminție să-ți crezi copilul. Aveau aceeași țintă spirituală, vineau amândoi din seminția directă a lui Levi și ușor, ca și tată și mamă creștini, să pui în copilul tău un cuvânt care rămâne din Dumnezeu în el. Nu spune că Zaharia era preot și Elisabeta era din Moabite sau era din alte fete din jur. Sau invers. Mulți în vremea noastră de astăzi cu asta să luptă. Pentru că ce să facă? Tatăl nu este creștin, mama nu este creștină. Crezi copii, cum să crezi copii? Aici baza și Dumnezeu a ales această familie pentru că baza lor veneau direct din Levi. Amândoi slujeau la templu, amândoi aveau o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Amândoi, pe lângă că cunoșteau toată legea lui Dumnezeu și toate ceremoniile la templu, să și păstrau fără pată și curați. Și cum am spus, erau părinți cu aceleași ținte spirituale. Într-o vreme care, cum avem noi astăzi, creștinismul de multe ori este declarat doar de pe buze. Am stat și am citit că România, știți că România este declarată o țară creștină. Cât credeți la sută că este declarată România creștină? Spuneți, cât credeți la sută, aproximativ? România este declarată creștină. Aproape 90%, să zicem așa. Poate această analiză s-a făcut undeva de Crăciun sau de Paști, când biserice fă pline, dar România e declarată 90% creștină. Într-un interviu din America spunea Obama că el nu mai vede America fiind o țară creștină. De ce are rost pe banii lor să scrie că în Dumnezeu ne încredem? Pentru că el nu mai vede America fiind o țară creștină. Creștinismul este pus la undeva la suprafață. Suntem creștini, suntem văzuți bine, noi suntem o țară creștină. Și este greu sub această influență tu să crești copilul și la școală. Și eu când am fost la școală spuneau colegii că și noi suntem creștini. Și eu mă duc la biserică, dar fumez, dar beau, dar și eu sunt creștin. Cum mă faci pe mine? Spune la un coleg că nu este creștin, că este, știu, așa de capul lui. Și la mine colegii de la lucru mi-au spus, dar Ovidiu, dar și noi suntem creștini. Și pe undeva au dreptate. Dar educația face diferența. Haideți să mergem mai departe. Versetul 7. M-am uitat că Luca menționează aici că ei n-aveau copii pentru că Elisabeta era ștearpă și amândoi erau înaltați în vârstă. Îmi place că Luca menține că ei, de fapt, nu aveau copii pentru că a fost păcat în familia lor sau în viața lor. De aceasta avem scris aici versetul 7. Ei nu aveau copii pentru că se fereau să aibă copii, nici de cum nu vor, a fost încăpăținați. Că era prea greu să ai copii. Spune că erau fără păcat. Asta vrea Luca să menționeze în versetul 7. Erau fără păcat, erau înaintați în vârstă, și nu putea nici un vecin să le spună, măi, la voi se poate găsi ceva. Măi, voi ați umblat, cine știe ce ați făcut voi înainte să vă căsătoriți? Cine știe pe unde ați umblat voi? Sau ce ați făcut voi de Dumnezeu v-a blestemat? Luca menține și păstrează în versetul 7 acest text, ca noi să știm și astăzi că în familia în care s-a născut Ioan Botezătorul a fost o familie perfect curată și pregătită de Dumnezeu pentru acest copil. Și cea mai mare parte acestui text începe aici, la versetul 8. Dar pe când sluja Zaharia între Dumnezeu, la rândul cetelui. Ce îmi place la Zaharia, fiind ca tată, spune că la rândul cetelui, mie îmi spune asta că el era un om disciplinat. El nu sluja și acolo nu se sluja când vrei tu. Mergi la templu când vrei tu. Mergi la biserică când îți place ție. Slujezi când vrei tu, când tu nu vrei. Ci el, când i-a căzut sorțul, când i-a fost rândul lui, fără să tragă nimeni de el, fără să-l tragă nimeni de mânică, fără să spună, mă, Zaharie, vezi că mai ai o săptămână, trebuie să mergi la templu. Nu.
Și Zaharia locuia undeva în afară Ierusalimului, singur, merea la templu și se pregătea pentru slujirea la templu. Trebuia să facă asta de două ori pe an, câte o săptămână întreagă. Și tămierea se făcea de două ori pe zi. Și îmi spune acolo că și dimineața și seara. Și eu tot m-am uitat ce înseamnă această tămâiere. Pentru mine era un pic complicat cuvântul acesta și pentru cei care sunt mai nemți în mijlocul nostru, tămâierea înseamnă Weihrauch, pe germană. Weihrauch. Sunt niște substanțe care se făceau la tămâiere plăcut mirositoare, care erau din stacte, din onice, halvant și tămâie, care se ardeau acolo și făceau un fum extraordinar, care mirosea foarte bine și plăcut. Și am stat la locul de muncă, la masă, și acum colegii între ei vorbeau despre, era foarte curios, vorbeau despre aceste, cum spune, tradiții ce fac ei de sărbători în case. Și am o secretară care este foarte mai înaintată în vârstă, mai bătrână, care a spus că ea încă mai ține în casă o sărbătoare tradițională ce a fost în familia lor, e aceasta de tămâiere, cum a spune ei. Ea înainte, undeva înainte de 24, aprând Weihrauch în casă, stropesc toată casa cu acel fum, umplă toată casa cu fum, își umple hainele, le pune deasupra fumului, se îmbracă cu acele haine și își pune o căciulă în cap sau un fel ca de batic, ceva în cap, tot pus în acel fum, pentru că ei spun că undeva înainte de 24, duhurile ele sunt peste oraș și se plimbă duhurile asupra orașului și această întâmiere cumva pe ei îi protejează și casele lor îi protejează și pe ei ca persoane îi protejează să nu intre în ei sau... Deci foarte interesant, am rămas foarte uimit. De aceea vă și spun acest lucru. Ce tradiții sunt și astăzi. Elisabeta nu era o femeie foarte privilegiată. A intrat în linia celor mai mari femei din Ierusalim. Vă spun câteva femei care au fost la rândul ei. Era Sara, era Rebecca, era Rahela, era mama lui Samson și Ana, mama lui Samuel. Toate acestea care și-au cerut un copil, că au vrut să aibă un copil din partea Domnului și Dumnezeu le-a dat. Și toți copiii au ajuns copii mari. Și Elisabeta intră această linie. Și aceste femei au rămas scrise și astăzi în istorie cărțile Ierusalimului. Această tămâiere de care am spus, care făcea Zaharia la templu, nu era un obicei zilnic care cumva că era un lucru obișnuit ca tu să-l faci. Erai tras la sorți, scrie aici, și în Talmud am citit că era un privilegiu ca un preot să facă tămâierea, pentru că asta cumva era o onoare a muncii lui, era încoronarea muncii lui. Deci tu cumva înainte să intri în pensie, înainte să intri, să te odihnești, să intri în odihnă, să poți să faci acest lucru la templu, era încoronare. Nu toți preoții aveau această soartă sau aveau acest privilegiu. Și îmi place aici, citind aceste lucruri și văzând, de fapt, cum Dumnezeu s-a implicat în toate aceste pregătire. Cum Dumnezeu a hotărât vremea ca Zaharia să fie exact această lună sau această săptămână în care el trebuie să slujească la templu, în care el să fie la sorți și să iasă la sorți. Deci Dumnezeu s-a implicat în acel sorți ca el să iasă la rând, să intre în templu și acolo Dumnezeu, prin jurgarvii, să se întâlnească cu el. Sorțul nu este, pe vremea lor și pe vremea preoților, nu a fost ca în vremea noastră de astăzi. Dumnezeu se implica în sorți. Dumnezeu lucra prin sorți. În vremea noastră sorțul, cum fac femeile că se întâlnesc între ele la baby shower-urile, nu? Ce nume se pune la copil? Pune în bilețele, fiecare trage bilețelul, iese, îmi place, nu îmi place. Astăzi nu se mai trage la sorți. Noi nu mai lăsăm sorțului tot viitorul nostru. Ce casă să-mi cumpăr? Am patru de alegere. Pun toate patru case într-un plic, o iau la sorți, asta din partea Domnului. Sau, da? Deci astăzi nu mai practicăm sorțul. În vremea aceea a fost văzut altcumva sorțul. Zaharia a fost ajutat de Dumnezeu să iasă la sorți, să intre în templu și acolo îngerul Gabriel să-l prezintă personal. Haideți să citim mai departe versetul 11. Atunci un înger al Domnului i s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat că l-am văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată
Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Ceea ce îmi place în aceste versete, vedem că rugăciunea ta a fost ascultată. Acum știm despre ei ca părinți că amândoi erau înaintați în vârstă. Amândoi se rugau pentru copii, deși erau înaintați în vârstă. Aveau dorința să aibă copii, deși știa că e ștearpă și nu putea să aibă copii. Și pentru că ei nu s-au încăpățânat. Doamne, Tu nu-mi dai copii, gata. Cum facem noi de mulți astăzi, nu? Doamne, Tu nu-mi faci asta, stau acasă, nu mai slujesc, nu mai predic, nu mai cânt, nu mai spun poezii. Nu, ei au slujit până la atunci bătrânețe la templu, au rămas credincios cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu i-a dat copii. Și a venit momentul când îngerul spune, rugăciunea voastră a fost ascultată. Și a pus numele Ioan, care înseamnă harul lui Dumnezeu, care însemna că de la Ioan încolo va fi să înceapă o vreme de har. Sunt câteva versete biblice care spun că până la Ioan a fost vremea și prorocii, iar de la Ioan încolo a fost această vreme de har. Și spune mai departe în versetul 14 și 15, El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea Lui, căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Uite un copil care trebuie să se nască în familia ta, în familia lor, și are o să fie o pricină de bucurie și de veselie. Noi mulți avem copii astăzi, dar nu pentru toți copiii aceștia sunt o pricină de veselie și de bucurie. Și ce binecuvântare pe Zaharia că Dumnezeu a promis acest lucru, că și copilul acesta îți va aduce mare bucurie și veselie. Încă traducerea noastră Corulescu e foarte așa sec spus, dar în traducerea originală este o explozie de bucurie. Așa este tradus original. O explozie de bucurie se va întâmpla în viața ta. Și copilul spune că va fi mare înaintea Domnului, mare din cauza separării. Pentru că acest copil din naștere a fost vestit să slujească lui Dumnezeu și spune acolo că el n-avea voie să bea nici vin, nici băuturi tari, avea să fie umplut cu Duhul Sfânt din naștere. Și ceea ce îmi place mie și vedem aici este că nu totdeauna ce înseamnă mare înaintea lui Dumnezeu trebuie să însemne neapărat mare înaintea oamenilor. Dumnezeu când îți promite că vei fi mare înaintea lui Dumnezeu, sau când a spus lui Zaharia, copilul tău va fi mare înaintea lui Dumnezeu, nu i-a promis că va fi mare înaintea oamenilor. Dumnezeu nu i-a promis la Zaharia că copilul acela va deveni guvernator, va deveni împărat, va fi școlat, va sluji la templu și ar fi dorit Zaharia să slujească copilul la templu. Nu, Dumnezeu a spus că va fi mare pentru că el va fi umplut cu Duhul Sfânt din naștere, va fi profet și va pregăti calea lui Dumnezeu. Asta înseamnă mare înaintea lui Dumnezeu. Ioan, copilul Ioan, se trage din origine levitică și el a avut un trai mai izolat. Spune Biblia că avea să fie un nazireu. Adică nazireu nu avea voie să bei vin, nu avea voie să bei băuturi tari, nu avea voie să-ți rasp părul, trebuie să lași părul să crească așa cât crește el. Și nazireii mai erau și Samson sau Samuel. Și Samson era tot crescut ca nazireu și Samuel era crescut ca nazireu. Și interesant că el trebuia să crească ca copil în casa ta și nu erau permise toate lucrurile. Tu nu puteai să explici mereu, măi, tu nu poți să faci asta. Măi, tu nu poți să fii așa, tu nu poți să bei asta. Tu nu poți să mergi acolo, tu nu poți să faci cu tare lucru. Și nu spuneau, pot să-mi imaginez ei ca părinți, cum să fii comportat cu el. Că noi astăzi ca părinți facem foarte multe greșeli. Măi, că tu ești așa, măi, că tu nu ești în stare de nimic, măi, că tu ești, din tine nu va ieși niciodată ceva. Măi, că tu nu știi să înveți, nu ești în stare să faci o școală, nu ești în stare să faci cursul, nu ești, ce va ieși din tine? Așa vorbim cu copiii noștri de multe ori astăzi. Și acea familie, știind din naștere că el va fi pus deoparte pentru Dumnezeu, ea nu a spus că din partea noastră, că noi vrem așa, că eu vreau așa, a spus tu trebuie să fii pus deoparte, pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Mi-ar place de aici să învățăm pentru copiii noștri, nu doar să spunem că tu nu, că tu nu poți, că tu nu ești în stare. Nu ai voie, nu când mergi la școală, tu nu ai voie să bei pentru că toți penticostalii nu beau. Tu nu ai voie să nu fumezi pentru că toți penticostalii nu fumează. Că dacă te prinde bunicul tău că fumezi, ar fi vai de tine. Sau că bei, nu. Spune copilul tău, tu nu ai voie să faci asta
pentru că Dumnezeu te-a ales pe tine care de lucru cu tine. Amin? Spune copilului tău că el este ales din partea lui Dumnezeu, ți-l-a lăsat în familia ta și astăzi lasă în familia ta ca o binecuvântare. Exact ca atunci. Depinde cum îl creștem noi. Pentru că Dumnezeu toți copiii noștri îi vrea la îndemâna Lui. Dumnezeu pe toți copiii noștri îi vrea în slujirea Lui și are planul pentru ei. Depinde dacă și noi, ca Zaharia și Elisabeta, îi pregătim pentru a intra în slujba lui Dumnezeu. Dacă îi punem deoparte, dacă le învățăm legea, le spunem, măi, tu nu ai voie să bei, nu că spun eu, dar pentru că Iisus Hristos ne învață că tu nu ai voie să bei. Tu nu ai voie să faci cutare, pentru că Iisus Hristos îți spune că dacă vrei să slujești Lui, tu nu ai voie să faci asta. Dacă ar merge doar cu această idee în această dimineață, ar fi de ajuns. În Matei 11:11 spune așa, adevărat îți spun că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în împărția cerului este mai mare decât el. Cel mai mic în împărția cerului va fi mai mare ca el. Vreau ca câțiva frați din sală, pentru că stă la școala biblică, să pregătească câteva versete. Frate Retegan, cred dacă pui capul în jos, Maleahii 3:1, trebuie să cauți Maleahii 3:1. Frate Cosmin, Matei 11:10. Gelu, Matei 11:14. Și Costel, cauți tu Maleahii 4:5. Versetul 16 și 17. Care e la lucrarea și misiunea lui Ioan Botezătorul? Nu doar că va fi mare înaintea Dumnezeu. Spune așa, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor, și va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea și celor neprihăniți. Misiunea lui Ioan Botezătorul era de a întoarce pe evrei înapoi la Domnul. Spune aici că era o asemănătoare misiune ca a lui Ilie. Nu era el Ilie sau cel Ilie care... Ilie. Era o lucrare asemănătoare ca a lui Ilie. El va încerca să pună pe oameni, pe copii, pe părinți, pe adolescenți, într-o relație corectă cu Dumnezeu. Deci ceva s-a întâmplat în acea perioadă că copiii sau părinții au deviat de la relația cu Dumnezeu. Și asta cum o face? O face prin predicarea pocăinței. Prin predicarea pocăinței. Ioan Botezătorul nu a făcut nimic altceva decât a predicat Scriptura așa cum era scrisă. Păcatul era păcat. Nu se tolera. Dacă el trebuia să sufere pentru păcat, suferea pentru păcat. Nu conta că trebuia să spună regelui sau oricine ar fi fost că el este păcătos și că trăiește în păcat, el o spunea. Deci de așa o creștere a avut parte Ioan Botezătorul. El nu ținea cont de fața ta. Te vedea pe stradă și dădea mâna cu tine și spunea că tu ești un păcătos, tu ai făcut asta și asta, trebuie să te pocăiești. Și aș vrea ca copiii noștri să fiu copii, să crească în casele noastre, spunându-le că păcatul este păcat. Nu că te poți juca până la o graniță și dacă treci de acolo e păcat. Nu că poți să te întinzi, să guși doar un picuț că nu este păcat, doar să încerci un picuț că nu este păcat. Pentru Ioan Botezătorul, păcatul a fost păcat, adevărul a fost adevăr, casa lui Dumnezeu a fost casa lui Dumnezeu. Dar să vă spun că și copiii mei dorm bine dimineața. Și parcă duminica dimineața dorm cel mai bine. Păi eu n-am pus să-l trezesc până la 8 și un sfert. Până la 8 și 20 aproape. La 8 jumate încă îl îmbrăcam. Și lor le place să dormă dimineața. Dar cum reacționezi tu ca părinte? Că dacă copilul de mic știi că tu tolerezi că el poate să stea acasă, că poate să doarmă până la 9 și dacă întârziați, el va crește mare cu ideea că nu contează dacă ajung la 9, nu contează eu la 7 să mă scolt din pat. Depinde tu ca părinte cum te implici în viața lui. Și eu am spus, trezește-l, scuturam, l-am trezit, l-am luat, l-am spălat pe dinți. Tu ca părinte trebuie să acționezi, acum de mic. Că atunci când va fi mare să-ți vină la biserică, să pună preț pe casa lui Dumnezeu, pe învățătura pe care se dă în casa lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste lucruri. Și Dumnezeu împlinește ceea ce scrie în Maleahii 3:1 și în 4:5, pentru că poporul lui Dumnezeu cunoștea aceste scrieri. Maleahii 3:1.
Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Amin. Era vorba de Ioan Botezătorul, că poate mulți nu-l recunosc, că el va fi acela care trebuia să vină înaintea lui Iisus. Matei 11 cu 10. Că cine este acela despre care s-a scris, iată, trimit înainte în feței tale pe solul meu, care s-a pregătit cale înainte de a. În Matei 11 cu 10, aici Iisus Hristos spune asta, sunt cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos care spune, iată, el este acela. Maleahii 4 cu 5. În Maleahii 4 cu 5 spune de prorocul Ilie și Matei 11 cu 14. Și dacă vrei să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Însuși Iisus Hristos spune că el este Ilie de care s-a vorbit în Maleahii, că trebuia să vină să-mi pregătească mie calea. Calea și misiunea lui Ioan Botezătorul a fost una de a duce pe credincioși, pe evrei înapoi la Dumnezeu. Și m-am gândit în felul următor, dacă el a fost ales de Dumnezeu ca să pregătească calea înainte ca Iisus să vină în lume, oare noi astăzi n-ar trebui să facem ceva asemănător? Noi știm că Iisus Hristos va reveni. Noi știm că El va mai veni încă o dată să-și ia biserica. Oare noi astăzi n-ar trebui să facem aceeași lucrare ca lui Ioan Botezătorul? Să pregătim calea Mântuitorului? Să pregătim lumea aceasta pentru ca să întâlnim cu Dumnezeu? Să ne pregătim noi pe noi, ca într-o zi să-L așteptăm pe El, să vină să ne ia. În versetul 18, îmi place foarte mult, spune Zaharia, din ce voi cunoaște eu lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Interesant că El cerea lucrul acesta. El a cerut până la altar, până la slujirea cu tămâiere, El a cerut de la Dumnezeu să dea un fiu, să dea un copil. Și acum vine îngerul și spune că rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta va rămâne însărcinată și tu te întrebi, dar cum se va întâmpla așa ceva? Nu e un pic de îndoiere? Nu se îndoiește că, ok, e bătrân, știe, dar el știe din vechime că Dumnezeu a mai lucrat în astfel de rânduri. Și spune, cum se va întâmpla așa ceva? Și eu cred că de asta, dacă citim istoria mai departe, a și rămas el mut. Din pricina necredinței lui. Își pun la altar, a crezut și când îngerul Domnului a spus, cu adevărat s-a spăreat, că n-a mai văzut îngerul până atunci, dar când îngerul i-a spus că eu îți voi împlini rugăciunea și el s-a înduit. La noi cum e astăzi oare? Oare nu suntem și noi asemănători ca Zaharia? Cere lui Dumnezeu lucruri până aici în față și Dumnezeu vine prin proroc sau vine personal și spune sau te încredințează personal, da, eu voi lucra. Doamne, cum o vei face și pe asta? Nu suntem de multe ori și noi așa? Numai avem credință până ajungem ca Dumnezeu să ne vorbească și când Dumnezeu ne vorbește și ne dă în sfârșit răspunsul la rugăciunea noastră, spune, asta nu mai cred. Cum o vei face și pe asta? Haideți să credem că noi astăzi nu rămânem muți, dar credința noastră rămâne mută înainte de Dumnezeu. Haideți noi când cerem Dumnezeu să credem până la capăt că ceea ce promite Dumnezeu, El va da. Titul spune că Dumnezeu împlinește făgăduințele Lui. Dați-mi voi să spun că dacă Dumnezeu ți-a promis ceva în viața asta, tu nu ai să treci din viața asta până cât Dumnezeu îți împlinește. Crezi asta? Pentru că El rămâne credincios promisiunile Lui. Egal ce ar fi, trebuie să crezi până la capăt. Spune mai departe că ce îmi place aici la Zaharia, spune că era foarte simțit. Eu sunt bătrân în vârstă, iar nevasta mea este numai înaintată în vârstă. Aici ori a fost el foarte politicos ca om, ca bărbat, ori era chiar o mare diferență între an între ei. Am vrut să spun că este felul în care el se raporta și la soția lui, fiind amândoi slujitori la templu. Și în versetul 19, îngerul Gabriel care vine la el sau Gabriel, cel tare al Dumnezeu, aduce această veste bună. Și acum este interesant, mi se pare aici tare o dilemă foarte mare. După 400 de ani, nici un semn dumnezeiesc, nici un mesaj, nici o
mare despicată, nici foc din cer, nimic, nici un înger, nici o prorocie. După 400 de ani, se arată un înger în templu și Zaharia rămâne mut. Și iese Zaharia afară și cumva era așteptat să spună ce a făcut în templu, ce i s-a arătat, ce nu poate să spună. Și scrie pe tăbliță, spune poate soția în locul lui, vorbește cu semne din cauza necredinței. Mă pun de multe ori în situația, acum vreau să închei, mă pun în situația lui Ioan, lui Zaharia. Să fii tu tată, preot, soția ta să fie și ea în slujbă, să fie și ea implicată în slujba de preoție sau în familia de preoți, dar copilul care Dumnezeu ți l-a promis că îți va duce așa o mare bucurie și va avea și mare înaintea lui Dumnezeu, nu va sluji la templu. Cum te simți ca tată? Nu va purta numele tău de Zaharia. Măcar dacă făcea Dumnezeu să spună cum e astăzi la modă, Zaharia Ioan sau Ioan Zaharia sau... Nu. El va purta Ioan. Punct. Ca tată, cum te simți? Dumnezeu spune o veselie, o mare bucurie și în loc el să fie slujitor la templu îmbrăcat în haine frumoase, îmbrăcat în haine elegante, făcând o slujbă frumoasă înainte de Dumnezeu, el era în pustie. Boteza oameni prin apă, prin lacuri, în pustie. Cu bluji rupți, cu curele groase, cu părul lung. Pentru că nu ceea ce vedem noi și ceea ce ne dorim noi neapărat pentru copiii noștri este important. Ceea ce vrea Dumnezeu de la copiii noștri este important. Poate o fă undeva trist Zaharia în inima lui, că ia, copilul lui nu a avut o bătrânețe ca a lui slujind la templu, ci a murit în temniță decapitat de Irod. Nu? Nu a avut o bătrânețe lungă și frumoasă, dar el a fost bucuros și bucuria care a avut-o el în inimă a fost pentru că el a făcut voia lui Dumnezeu în viața lui. Când a fost el îmbrăcat cum trebuie, când a fost, predicarea lui era una mai aspră, că nu era totdeauna la ea acasă și prin jurul lor, că era mereu o misiune plecat să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. Dar a avut o bucurie imensă pentru că el a slujit lui Dumnezeu făcând exact voia lui Dumnezeu. Noi ceea ce vrem, noi ce vrem pentru copiii noștri? Este bine să vrei ca părinte, ca copilul tău să fie mare, să fie văzut bine, să aibă școli, să aibă diplome, titluri. Este bine să vrei asta. Dar nu pune dorința ta mai presus de dorința lui Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu are un plan pentru copilul tău. Și Dumnezeu vrea să facă ceva cu copilul tău. Încearcă să te conformezi cu planul Dumnezeu. Pentru că Zaharia asta a făcut. Doamne, eu am fi vrut altceva, dacă tu ai hotărât așa, facă-se voia ta. Și de aceea Dumnezeu a spus, el va fi mare înaintea mea, pentru că va face exact ceea ce eu i-am cerut de la el. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să creștem și noi astfel de copii. Copii care se asculte și care vor să facă voia Dumnezeu și să asculte de părinții lor, dar mai întâi să încearcă să asculte de voia Dumnezeu în viața lor. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.